și 35 de minute. Tot ce știi, transformă în mii. Beneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptarea. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Beneș Curcanul la Europa FM. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau nimic. Jucăm Dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM. Bine ați venit la concursul vostru preferat, care pune la bătaie astăzi 800 de euro pentru cine va ști să răspundă la întrebările noastre, dar și un curcan de 15 kg pentru cine participă astăzi, chiar dacă știe sau nu răspunsul la toate întrebările. Așadar, un premiu cu greutate de la Peneș Curcanul astăzi în deșteptarea. Și să facem cunoștință și cu Alexandru, e din Botoșani, bună dimineața! Salut, Alex! Salut, bună dimineața! Ce faci, măi, Alex? Ce-ți fac, la birou? Muncesc. Știi că și pe mine mă cheamă Alexandru? Da, știu. Uite, ăștia s-au uluit. Serios? Nu, eu știam, da. Nu, Vlad, uite, repede. Păi, de ce nu mi-ai spus, mă, Zaf, niciodată? Că chiar a spus el de mai multe ori. Nu cred. Considera că nu e necesar. Eu n-am chiar reținut primul meu nume. Da. Alexandru. Și după aia ți l-ai mai schimbat. După Macedon. Alexandru Luca Ioan Cuza. Alexandru Luca. Alexandru. Așa. Serios? Te cheamă, da, Alexandru? Da. De ce? Domnule, de ce? Pentru că acesta a fost numele pe care mi l-au pus părinții mei. Și Luca. Și Luca e de la... Nașu. Nu. Dar? De la... Altcineva. Nu. Așteaptă să-i dea mesajul Ana, că nu mai știe. De la Biserica Luca Arbore, unde părinții mei s-au cununat și ba, și mi-au zis mie Luca, pe vremea aia nu mai erau Luca. Bine că nu ți-au zis Arbore. Era o treabă. Alex, da, iartă-ne. Da. Nu știam că se dă numele, dar serios. Așa s-au inspirat pe care... ei când s-au gândit ce nume să-mi or pună. Vor fi copii pe care îi cheamă trei erarhi. Trei? Fără erarhi. Bine. Alexandru, mai zine și tu ceva. Eu vă ascult aici, sărbătoriți. Ce mai crezi? La Botoșani? Ce lucrezi tu, prietene? Sunt inginer constructor. Să trăiți. Mamă, ce merge treaba cu construcțiile acum, nu? Se construiește în Botoșani. Da, merge treaba. Merge. Dacă o merge, casă, merge. Un bloc. Cât nu stă, e bine. Exact. Credeam că numai la noi e așa nenorocire și urgie cu atâtea construcții. Da. E peste tot. Așa, Alexandru, ai 4 întrebări, răspunzi la fiecare, iei banii, nu răspunzi, nu iei banii, tu te hotărăști dacă dublezi, ai 6 secunde să răspunzi la fiecare întrebare, pari singur. Da, pari singur cu ceilalți stau liniștiți lângă mine. Ai, câți colegi ai pe lângă tine? 3 colegi am. Și nicio colegă? Toți băieți? Nu, 3 colegi în sens cu o colegă, un coleg și 2 colegi. Un coleg și 2 colegi, am înțeles. Toți ingineri? Că se dezbate. Doar colegul. Am înțeles. Și colegile? Colegile nu. Parte de contabilitate. Am înțeles. Deci aveți, e bine. Că tot e variete. Da. Ăsta e lucru bun, Alexandru. Cred că astăzi facem treabă. Așa sperăm. Să știi. Bine, hai să începem. Da? Ești pregătit? Da, sunt pregătit. Să-i dăm bătaie. 100 de euro. Alexandru, pentru 100 de euro, spune-ne din ce se face caviarul. Icre. Icre negre. Ceea ce este corect. E corect? Da. Ia uzi, bucurie! Acum să știți, prieten, Luca Arbore ține un regim în care din când în când se mai face mișto de el. Oamenii care îi dau mâncarea respectivă îi spun că îi dau caviar din linte sau ceva. Și el e foarte bucuros că primește caviar. Și da, Zaf și cu mine nu suntem chiar atât de încântați. Da. Haideți, oamenii încearcă să atenueze impactul, să îndulcească regimul. De-aia dau denumerile alea. Nu mai răutăți. Alexandru, trecem la 200 de euro? Da, trecem, cu siguranță. Ai cu colegii. Ai, maestre, colegii. Regia. Da. Băgăm? Semnal.
Da, semnalul... 200 de euro. Semnal... Play semnalul 423B, cum spunea un mare clasic al televiziunii pe vremuri. Alexandru! Da? Ai ajuns, iată, la 200 de euro. A ce? Doua întrebare e la fel de simplă precum prima, în principiu. Mm-hmm. Spune-ne ce sport a practicat Leonard Doroftei? Box. Haide, o bune. De la linte vii cu întrebările astea? Da. Luca nu are energie pentru întrebări mai grele. Câți ani ai, Alexandru? 30. Mulți înainte, l-ai prins pe moșu. Moșu. Erai mic? Moșu. Când da. Bătea moșul ei, că îl tăișea el mai bătut, dar câștiga. Da. Asta mi se pare fascinant. Cum moșu, deși în casa... Era un bun încasator, dar se șifona repede, asta era. Da, eu săracul era, zice, l-a lovit trenul. Da, 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 da. Și era mereu câștigător. Da, 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 da. Bravo, box a făcut Dorin Doroftei. Și ai încasat 200. Ceamă că s-a bucurat. Cine s-a bucurat? S-a bucurat cu întârziere, Alexandru. Ia, mai bucură-te odată, ia. Alex. Yeah! Asta, domnule. Are o echipă frumoasă acolo. Da. Bine, ai 200 de euro, banii tăi, până în momentul ăsta. Poți să dublezi la 400 dacă te simți cu răspunsul la tine. Mergem pe 400. Mergem. Mergem pe 400. Cum hai să vedem. Noi să nu mergem. Fiți atenți la întrebarea asta. 400 de euro. Și asta e simplă tare, numai să fiți atenți la pronunție. Hai da. Alexandru. Și echipa. Spuneți pentru 400 de euro, cam mulți bani pentru întrebarea asta, dar mă rog. Ce este santalul? Atenție, nu marca de suc. Fruct. Santalul. Nu, deci nu sucul. Len. Ha? Vine sub formă de bețișoare, e, are o aromă, ceva. Lem, da. Un lem. A, lem, da, Alex, mă, sunteți patru acolo. Vine de la Luca Arbore. Păi nu, în construcții nu, da. Vine, voi în construcții nu folosiți acolo. Arbore. Exotic. Pac. Of. Se fuie și da, parfumat așa. E un lemn de lux. Mai Alexandru, sincer, nu mă așteptam să te încurc cu întrebarea asta. Da, nicio. Dar nicio problemă. E, știu că e nicio problemă, dar îmi pare rău. Alexandru din Botoșan, mulțumim tare mult. Curcanul e al vostru, în schimb, să știi. Da. Faceți la cuptor și faceți o masă pe cinste acolo în birou. Exact, asta zic. Exact. Ai un premiu cu greutate, tot ai. Sau se poate marina și se face la grătărel, dacă toți sunteți constructori. Trebuie, da, tranșat. Lucrat un pic și faceți treabă. Mai puține grăsim decât carnea de porc, care e curcanul despre care vorbim, dar și un conținut ridicat de proteine și vitamine. Cu un nou concurs dublu sau nimic și cu un curcan de 15 kg de la Peneș, curcanul vă așteptăm și mâine în deșteptarea. Nu uitați, alegeți să consumați carne de curcan românesc, verificați originea pe etichetă. Cumva mă bucur că am terminat puțin mai devreme, că am o piesă pentru voi. Am o piesă de la Queen. Nu mai ai Beatles? Nu mai am Beatles, am Queen, dar e în japoneză. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM.